Ziua Europei în Republica Moldova, ediția 2017, Academia de Științe, Centrul de Proiecte Internaționale, participă în cadrul Reșelului European 2017. Anul acesta, Academia de Știință participă în cordul Republicii Moldova, alături de Ministerul Culturii și Ministerul Educației. Colaboratorii Academiei de Științe oferă cetățenilor, vizitatorilor, materiale informative, pliante, prezintă cărți, prezintă realizările Academiei de Științe. Vă invităm împreună să vedem cele mai importante și relevante realizări cu care au venit instituțiile Academiei de Științe către această ediție 2017, când sărbătorim cu toții Zilele Europei. Domnule vicepreședinte Buceac, iată că și anul acesta Academia de Științe este prezentă în Reșelul European 2017. Am vrea să știm mai exact cu ce este prezentă Academia de Știință în cadrul acestei. Într-adevăr, ca și în anii precedenți, Academia de Știință a Moldovei nu putea să evite participarea la acest important eveniment, atât pentru țara noastră, cât probabil pentru toți partenerii noștri pe plan intern și extern. Sigur că nu am putut să refuzăm la exponatele tradiționale cu care ieșim în acest eveniment. Avem rezultatele obținute de organizațiile din sfera științei și inovării expuse aici. Astea sunt parte din lucrările care au fost editate pe parcursul anului precedent. Un exemplu concludent la acest capitol, despre care s-a vorbit nu numai o dată, este un caz de succes înregistrat de Institutul de fitotehnie la Porumbeni. Astea sunt cele trei soiuri de porumb, Porumbeni 310, Porumbeni 427, Mărș, Porumbeni 402, MRF, care au fost acreditate și au obținut undă verde în spațiul european. Este un exemplu de urmat pentru alte instituții de cercetare. Noi cu acest prilej felicităm încă o dată atât stafful institutului cât și întreg colectiv de cercetători și le dorim noi și noi realizări, iar celorlalte instituții să se alinieze la acest caz de succes. Aici în continuare puteți să urmăriți diferite lucrări științifice care au văzut lumina tiparului. Sunt lucrări care reprezintă vari domenii și interese științifice, începând de la științele naturii și finalizând cu științele în domeniul social și umanistic. Dacă o să vedeți, titlurile de carte sunt extrem de importante și credem noi sunt solicitate chiar pentru cititorul și cetățeanul de rând. Sigur că felicităm toți autorii expuși aici și le dorim pentru viitor noi lucrări valoroase, lucrări importante, astfel încât la următoarea ediție a Zilei Europei noi să venim cu standuri renovate. Sigur că aici trebuie să felicităm întreg stafful care a participat la pregătirea acestor standuri, începând cu secțiile de știință, urmând Direcția Relații Externe, Centrul Proiecte Internaționale, Centrul Media la Academia de Științe a Moldovei și, de ce nu, întreaga comunitate științifică din țară. Vă felicităm și vă invităm să vizionați acest stand. Acest îndemn este adresat celor care nu au reușit astăzi să treacă pe la standul Academiei de Științe a Moldovei. Chiar vă așteptăm, fiindcă am făcut tot ce este posibil pentru ca orice cercetător, orice cetățean să ne viziteze și să facă cunoștință cu rezultatele concrete pe care le înregistrează Academia de Științe a Moldovei, cercetătorii noștri și probabil și cei care sunt mai sceptici în acest aspect să se convingă din prima sursă că în Republica Moldova se face știință și rezultatele științifice sunt cunoscute nu numai în țară, dar și departe peste cotarele țării. Este astăzi sărbătoare mare, Zilele Europei în Republica Moldova.
Academia de Știință este prezentată în două corturi. Noi suntem în cortul dedicat programului de cercetare inovare Orizont 2020. Suntem aici cu toată echipa punctelor naționale de contact. Propunem pentru atenția vizitatorilor apelurile din cadrul programului Orizont pentru anul 2017 și pentru anii 2018-2020, care vor fi lansate, urmează la mijlocul anului curent. Vor fi anunțate peste 500 apeluri noi și sperăm că comunitatea noastră va participa activ în toate. Alături cu noi este și Universitatea Academiei de Știință, care e prima instituție din Republica Moldova care a obținut logo-ul Comisiei Europene Excelență în Cercetare și Liceul Academiei de Știință a Moldovei. Noi promovăm și programul Orizont și toate programele conexe, tip de Euroaccess, IENU și alții. Cost? Noi, apropo, da. Noi vă dorim succese și celor proiecte internaționale, dorim succese și universității, da, dorim succese și liceului, succese noi. Doamna director Nedelcov, vă felicit mai întâi de toate cu ocazia Zilei Europei. Cred că suntem europeni și cu sufletul și cu prezența. Am vrut să vă întrebăm cu ce vine institutul dumneavoastră că se ocează sărbătoarea europeană, că Academia de Știință participă deja ani buni la rând la manifestările dedicate Zilei Europei. Să zicem, poate că nu este editat anul ăsta, dar vin cu atlasul resursele climatice ale Republicii Moldova, atlas editat pentru prima dată în două limbi, în limba maternă, în română și în engleză. Vreau să spun că acest atlas a fost distribuit în Europa, în toate țările Uniunii Europene și am primit un ecou așa pozitiv, fiind că este un atlas care a fost editat în baza sistemelor informaționale geografice. Deci astăzi noi putem, grație sistemelor informaționale geografice ca instrument de cercetare, să cunoaștem care sunt resursele climatice pe fiecare pietcel de pământ. De ce ne trebuie lucrul ăsta? Lucrul ăsta ne trebuie din motive că Domnul nu ne-a înzestrat cu petrol, cu gaze naturale, cu cărbune, ne-a înzestrat cu o climă favorabilă și cu soluri fertile. Însă și ele, în condițiile modificărilor de mediu, se modifică și trebuie să fim foarte atenți să observăm în ce direcție se modifică, cum se modifică, cât se modifică, pentru a asigura organele publice locale cu informație. Noi, cercetătorii, poate să contribuie la stabilitatea ecologică în țară și consider că asta nu este așa de puțin, fiindcă țările înalt dezvoltate și industrializate care sunt incluse în Uniunea Europeană construiesc societate post-industrială de dezvoltare, unde rolul principal îi aparține științei, cunoștințelor. Iată că noi o să conștientizăm moldovenii că știința trebuie să aibă un loc de frunte la masa noastră de sărbătoare, dar și de lucru, eu sunt convinsă că vom trăi cu mult mai bine. Domnul Măriuță, iată că și ediția din anul acesta, Academiei de Știință, Institutele Subordonate și Institutele Afiliate participă la Zilele Europei. Cu ce exact, mai exact a venit Institutul de Tehnică Agricolă Megagro în acest an? Reprezentăm aici o întreprindere de stat, Institutul de Tehnică Agricolă Megagro. Deci, anul respectiv putem să ne bucurăm cu succes mare în privința utilajelor, adică fabricării utilajelor pentru agricultură, pentru Republica Moldova. A fost lansate, să zicem, unele modele de tehnică pentru protecția culturilor și multianuale și culturilor de câmp. Ne ocupăm și au fost lansate deci utilaje pentru pregătirea paleților. Tropitoarea de model SLV-2000CR, care este destinată pentru stropitul livezelor. Da? Deci avantajele stropitoarei respective sunt următoarele, că deoarece avem
Ventilatorul este instalat în fața mașinii, da? Are amplasare frontală. Prin asta asigurăm stropitul mai calitativ și prevenim pierderea lichidului de stropit. Având în vedere că am 3 copii și mi-e foarte interesant viitorul copiilor mei și sigur că nu numai a mei, dar a tuturor copiilor care sunt aici în Moldova. Și vreau să spun că aș fi foarte încântată ca fiecare copil să-și găsească domeniul și să se dezvolte, ca, nu numai științific, dar din toate criteriile și din toate punctele de vedere. Adică am găsit foarte interesante despre știință. Ministerul Educației, da. Pe site-ul Ministerului Educației puteți găsi informații despre ofertele de burse actuale. Sunt burse oferite de guvernele altor state în baza protocolelor de colaborare încheiate în domeniul educației. În curând vor fi valabile, în luna iunie, bursele oferite de statul român. Adică ar putea încerca, sunt cu interesat. În cazul în care va fi informația plasată pe site-ul Ministerului Educației, oferim consultații la telefon. În combaterea diferitor dăunători și boli, se utilizează diferite preparate biologice. Ok. Da. Am de rezistat. Și entomofagul trichogramă, iată, în casă, da. Asta este cărțulia, broșura care este descrisă, metodele, procedele de aplicare entomofagului trichogramă în combaterea dăunătorului. Uh-huh. La stadiul inițial de dezvoltare și atunci nu se mai dezvoltă dăunătorul, se dezvoltă okay, trichogramă. Da. La stadiul nostru, da. Întreprinde ceva? Cum? Întreprinde ceva? Sigur, sigur, da.